Slăviți să fie numele Domnului! Acum haideți să ascultăm cuvântul din Evanghelie. În această seară să citim din Evanghelia după Matei de la capitolul 3, care este pasajul adecvat pentru ziua de sărbătoare pe care o avem astăzi în creștinism. Această zi este ziua în care Isus, Domnul nostru, a venit la Ioan Botezătorul ca să fie botezat în râul Iordan. Este foarte bine, așa cum am mai zis și am repetat de multe ori. M-ați auzit zicând ca noi să ne cunoaștem toată informația despre Domnul și este legată de poruncile apostolilor care spun să-l cunoaștem pe Domnul și să-l cunoaștem, nu pe să sărite, să-l cunoaștem temeinic și în detaliu. Și m-ați auzit zicând de asemenea că a, dacă. Nu poți iubi pe cineva dacă nu-l cunoști realmente. Abia după ce îl cunoști, cunoști persoana respectivă sau o cunoști, abia după aceea poți să spui că te atrage ceva la persoana respectivă sau că începi să o iubești. Și la fel este și cu istoria noastră de dragoste pentru Domnul și toată încărcătura emoțională și tot entuziasmul nostru. Există prea mulți creștini care trăiesc prin mișcări nominale, prin anul calendaristic și care a căror o încărcătură emoțională este aproape de zero. Pentru că, de fapt, ei nu cunosc prea multe detalii despre Domnul. Trebuie să cunoaștem toate detaliile care sunt puse în autobiografia, în biografia lui Isus. Și acesta este un lucru extraordinar că pe care le avem, care vin de foarte multă vreme, în Antichitate, aproape pe vremea Domnului, ele sunt o registrare fidelă, lăudată și aclamată cu adevărat de tot creștinismul, ca fiind precise și fiind bune și fiind verificate în Sending the, the Test of the Time, pentru că sunt documente foarte reliable cu privire la viața lui Isus biografiile vieții pământene a Domnului nostru. Ar trebui ca aceste biografii, aceste înregistrările Evangheliei să le cunoaștem. Sigur, trăim într-o lume în care nu este timp să ne documentăm. Vrem să fie ceva instant totul și preocupările noastre sunt să apăsăm pe un buton să apară ceva. Dar aici e vorba să ne focalizăm la un text scris, să stea cu noi for a while, să să to soak into our minds and our hearts și după aceea să fim, să fim bucuroși de ceea ce avem înainte. I Amin? Mean, this is kind of a general frame that we are going to pursue even tonight. So, haideți să citim capitolul 3 din Evanghelia după Matei. Citim tot capitolul pentru că în Ultima pericopă din capitolul, versete 13 la 17, este chiar relatarea despre botezul lui Iisus de către Ioan în râul Iordan. În vremea aceea a venit Ioan, botezătorul, și propovăduia în pustiul iudeiei. El zicea, Pocăiți-vă căci împărăția cerurilor este aproape." Ioan acesta este acela care fusese vesit prin procul Isaia când zice Iată glasul celui ce strigă în pusie, pregătiți calea Domnului și neteziți cărările. Ioan purta o haină de păr de cămilă și la mijloc era încins cu un brâu de curea. Se hrănea cu lăcuse și cu miere sălbatică. Locuitorii din Ierusalim, din toată Iudeea și din toate împrejurile Mărdanului, au început să iasă la el, și mărturisindu-și păcatele, erau botezați de el în râul Iordan. Dar când a văzut pe mulți dintre farisei și saduchei că vin să primească botezul lui, le-a zis, pui de năpârci, cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare? Faceți dar roade vrednice de pocăința voastră. Și să nu credeți că puteți zice în voi înșine, avem ca tată pe Avram, căci vă spun că Dumnezeu din pietrele acestea poate să ridice fiii lui Avram. Iată că securea a și fost înfiptă la rădăcina pomilor, deci orice pom care nu face rod bun va fi tăiat și aruncat în foc. Cât despre mine, eu vă botez cu apă spre pocăință, dar cel ce vine după mine este mai puternic decât mine și eu nu sunt vrednic să-i duc încălțămintea. El vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Același are lopata în mână, își va curăța cu desăvârșire aria și își va strânge greu în grânar, dar pleava o va într-un foc care nu se stinge. Atunci a venit Isus din Galileea la Jordan, la Ioan, ca să fie botezat de el. Dar Ioan căuta să-l oprească. Eu, zicea el, am trebuință să fiu botezat de tine și tu vii la mine? Drept spun Iisus i-a zis, lasă-mă acum, căci așa se cade să împlinim tot ce trebuie împlinit. Atunci eu am -a lăsat. De data ce a fost botezat, Iisus a ieșit afară din apă și în clipa aceea cerurile s-au deschis și a văzut pe Duhul lui Dumnezeu coborându-se în chip de prumbel și venind peste el. Și din ceruri s-a auzit un glas care zicea, acesta este fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc plăcerea. Amin minunată înregistrare. Când eram copil în biserica greco-catolică din satul meu, eram bucuros ca la circa 12-13 zile după Crăciun să merg împreună cu popa și cu cantorul, popa cu donița lui cu apă sfințită și busuiocul și crucea, și noi cu niște niște bare de lemn, așa, înalte, cam, știu eu, un metru, și un diametru poate de 3 inci, cam așa, și în vârful lor aveau o mică farfurioară din aceea unde se punea, se însera o luminare cu locaș pentru înserarea unei lumânări. Luminarea era aprinsă, cantorul și crâsnicul ne îmbrăca cu niște cămăși albe cu cruce roșie pe spate. Și cred cruce roșie aici așa pe antebraț. Cămăși albe și mergeam din, sat, din, loc în loc la toți oamenii din sat și cântam cântarea aceea frumoasă. Vă mai amintiți? Puteți să mergeți pe YouTube și să căutați. Nu vreau să vă cânt, știu să o cânt, dar vă citesc doar versurile. În Iordan, botezându-te, Doamne. În Iordan, botezându-te, Tu, Doamne. Ok, pot să continui, dar ca să nu stricăm atmosfera, mai bine să citesc versurile cântării. În Iordan, botezându-te, Doamne, închinarea trăimii s-a arătat că glasul Părintelui a mărturisit ție, fiu iubit pe tine numindu-te. Și Duhul, în chip de porumbel, a adeverit întărirea cuvântului. Cel ce te-a arătat, de Dumnezeule, și lumea a iluminat, mărire ție. Amen? Un acatist sau un tropar, cum este numit în altă parte, foarte simplu și foarte plin de duhul evangheliei și de exact ce s-a întâmplat. Închinarea treimii s-a arătat. A fost statel acolo, a fost Isus fiul lui Dumnezeu și a fost Duhul prezent în chip de porumbel, a fost glasul Părintelui Ceres care a mărturisit despre faptul că acela nu era un individ obișnuit, și că acela era fiul preubit al Tatălui, în care Tatăl își găsea toată buna plăcere a Sa. Și această, această mărturie a Cuvântului de la Tronul Suprem al Tatălui Ceresc a fost adeverită de o prezență minunată, cu cerurile deschise și coborârea lină și așezarea acestui porumbel care de fapt era prezența Duhului Sfânt, nu ca și cum Duhul Sfânt ar fi fost întrupat într-o pasăre, nu în genul acesta, dar era un simbol care reverbera cu tot ce este în Vechiul Testament. De exemplu, spune pe fața adâncului de ape, în Genesa, capitolul 1, Duhul Sfânt plutea și se mișca pe fața adâncului de ape. Și era acea dezordine și tohu bohu cum spune în originalul ebraic al lumii de atunci, care era constatată de prezența Duhului Lui Dumnezeu, care nu era speriat de tot ce era atunci aparent haos. Și deodată, din această survolare a, unui, a unei situații, care părea gravă la început sau dezastroasă la început, Duhul Sfânt era acolo și se plimba peste fața adâncului de ape. Aceasta este imaginea. Și din cer se aude cuvântul acesta care zice să fie lumină și a fost lumină. A început să se reordoneze lumea în care trăim noi azi și așa cum este, of course, sigur, și după Traversarea potopului Noe, dar privit aici așa cum este lumea noastră, prin acțiunea benefică prezenței Duhului Sfânt în viața și situația de atunci. Pentru că Duhul Sfânt nu-i niciodată intimidat de cât de gravă situația din viața umanității și din viața cosmosului întreg, și pentru că Duhul Sfânt și Tatăl Ceresc și Fiul, Sfânta Treime, lucrează împreună, aceste persoane glorioase și minunatele sfinte Treime lucrează împreună pentru restaurarea completă a creației. Și găsuat, noi suntem moștenitori și destinatari, apropo de ideea că așteptăm să vină Domnul nostru. Azi vedem așa de multe probleme și n-ar trebui să ne lăsăm intimidați, pentru că Dumnezeu e în control. Și doar atât alesă au anticriștii, nebunii, de afară, cât le permite Dumnezeu. Okay? După ce a fost acea întâmplare cataclismică cu potopului Noe... Noe a vrut să se convingă că lucrurile reintă cumva normal și că este pe punctul să încheie un nou legământ cu Dumnezeu, să intre în in the covenant, Noachic covenant, a trimis, a deschis ușa Corabiei și a trimis un porumbel. A trimis corp, dar până la urmă a trimis porumbelul și. Peste câteva timp, porumbelul s-a întors cu o ramură de măslin în cioc și a rămas această imagine, o imagine fantastică pentru o nouă ordine a lumii, pentru pace, pentru restaurare, pentru a, un nou început. Aceasta a fost, prin simbolul Duhului care a, a, fost prezent în manifestarea Sfintei Trăimii. Și troparul zice mai departe, și Duhul în chip de porumbel a adeverit întărirea cuvântului. Deci cuvântul Tatălui a fost adeverit prin prezența acestui simbol minunat, care a venit peste Isus și s-a văzut peste Isus. L-a văzut atât Isus, cum zice în text, și l-a văzut de asemenea Ioan, cum, cum este înregistrarea din capitolul 1 din Ioan, de Evanghelia după Ioan, puțin diferită, o să mergem și acolo, a adeverit întărirea cuvântului și după aia troparul se încheie cu această, uh, uh, cu această, bucurie și această doxologie la adresa lui Isus. Cel ce te-ai arătat, Hristoase Dumnezeule, și lumea a luminat, mărire ție. Dacă ne cunoaștem bine Biblie și dacă ne cunoaștem și cunoaștem bine biografia lui Isus Hristos, nu putem să nu ne bucurăm de această așa zisă, cum zice Biserica Ortodoxă, epifanie, această manifestare glorioasă a Lui Hristos și începutul și inaugurarea lucrării sale, pentru că aceasta este. Câteva timp în urmă am afirmat că Evanghelia după Matei, scrisă, cred, cel mai timpuriu, cercetătorii evanghelologi spun acest lucru, scrisă probabil în anii 60 de vreme. Această Evanghelie, după nașterea lui Isus, după contextul din capitolul 1 despre Iosif și Maria, după venirea Magilor, după plecarea lui Isus în Nazaret, în, în Egipt și întoarcerea lor înapoi, toate lucrurile acestea, foarte rapid, foarte rapid, cu, o singură, cu un singur cuvânt, Matei face tranziția pentru viața de la nașterea lui Iisus, copilăria lui Sus, și până la faza aceasta din capitolul 3, unde debutează de fapt începutul lucrării lui Iisus și botezul său în apă de către Ioan versetul 23 din capitolul 2 spune aceste, această înregistrare. A venit acolo, de deci ce se vorbea despre Iosif și Maria care s-au întors în Israel, au văzut că există un alt uh, rege pe tron în locul lui Irod care i-a ucis pe copilașii din jurul Betleemului, era fiul său Arhelau, și s-au temut să se ducă acolo. Și Duhul Sfânt le-a vorbit din nou să... Se relocalizeze după ce au ajuns din Egipt, au ajuns în Israel. Duhul Sfânt i -a, Dumnezeu i-a înștiințat printr-un vis din nou. Iosif, asta le avea. asta, asta era uh, textele care le primea, primea de la Dumnezeu. Dumnezeu îi vorbea de un în vis și îl monitora și totul a fost exact și corect și foarte bine pentru ei, pentru Sfânta Familie. Și acum, din nou, a primit din partea lui Dumnezeu înștiințarea aceasta într-un vis, și, conform acestui vis, a plecat în părțile Galileei. Și Matei zice în versetul 23, uh, let's, let's see Matthew chapter 2, verse 23. A venit acolo, Iosif, Maria și Sfânta Familie, și a locuit într-o cetate numită Nazaret, ca să se împlinească ce fusese vestit prin proroci, că el va fi chemat Nazarinean este un, un play of words aici, pentru că nu este niciun loc în, în Vechiul Testament unde ni se spune Iisus va fi chemat Nazarinean sau Nazaritean. Știți că există aceste două noțiuni? Nazireu au fost, nazirei au fost cei ce și-au închinat conform numărul 6 și au închinat viața lor pentru o perioadă de de puritate, de netundrea părului fără să pună bucate necurate sau vin sau ceva, abstinență totală pentru o perioadă. Acesta a fost legământul de nazireat, de nazireu. Samson a respectat în tinerețea lui și în adolescența lui acest adolescența și tinerețea lui acest legământ de nazireat. Isus și Ioan au făcut și ei parte din această categorie de nazirei. Dar aici e vorba despre altceva. Este vorba de o cumulare de informații care vin de la profeți despre faptul că Isus va trebui să suporte toate lucrurile infame pe care le puneau asupra lui societatea timpului său. De exemplu, dacă ne uităm în capitolul 53 din Matei, sau în Zaharia, sau în alte părți, ok? Vedem cum anume există confuzie și neînțelegere cu privire la viața lui Isus, din profețită, din, din vechime, ok? Și atunci când Isus a apărut, toate acestea s-au acumulat încât oamenii timpului au zis poate ieși ceva bun din Nazaret, Ăsta în un nazaritean, poate a ieșit vreodată, a urmat cineva din liderii noștri spirituali pe cineva din Nazaret, a fost vreun lider născut din Nazaret, sau so, era o faimă cumva pe care Matei o sumarizează exact la ce în versetul ăsta. Iisus s-a dus în Nazaret pentru că din Nazaret n-a ieșit nimic bun niciodată. Și a, și a sumat, pentru Matei acest lucru este, it's telling. Și peste tot în Evanghelie, le spune tot mereu că aceste lucruri s-au întâmplat pentru că a fost vesit despre sus. So, he has a case right here, când zice, el s-a dus în Nazaret pentru că aceasta era uh, uh, preconcepția lor și prejudecata lor că de acolo nu va ieși nimic niciodată bun în boala, de acolo a ieșit Mântuitorul Lumii și Salvatorul. Amen. Dar acest verset sumarizează toate acestea. Eu am zis mult mai mult decât se putea scrie o cărticică din ce a zis eu până acum despre versetul ăsta, ok, nu așa? Dar Matei sum sumarizează foarte rapid asta. Ei bine, acoperă toată perioada aceea. De exemplu, Luca vorbește despre Isus la Templu, nu e așa? Capitolul uh, uh, 3 din Luca, nu? Capitolul 2 din Luca. Isus la Templu la vârsta de 12 ani. Matei nu face treaba aceasta. Deci, după toată istoria, cu nașterea, cu magii, cu perioada de Egipt și întoarcerea înapoi la Nazaret, cu ideea care am expus deja aici, Matei, în Evanghelia lui, ne dă exact începutul lucrării lui Isus. Ar trebui să ne cunoaștem Biblia, ar trebui să ne bucurăm de fiecare detaliu care a fost adus înaintea noastră. Domnul trecut am vorbit despre... a fost... 1 ianuarie, nu-i așa? Duminica trecută. Toată lumea ne amintim. Wow! Au trecut doar șapte zile din anul ăsta. Dar nu vi se pare că suntem de departe și totul s-a dus dintr-o dată? Ca și anul 2022, s-a dus și anul se duce și anul 2023 cu o viteză amețitoare. Duminica trecută am vorbit despre faptul că în opta zi, Iesua Hamasia a fost dus și tăiat în împrejur la rabinii din Betleem. Și apoi mai târziu, la 40 de zile, care Matei nu vorbește despre ele, Luca vorbește de asemenea despre faza aceasta, a fost dus la templu. Și la templu l-a văzut Simeon, l-a văzut, -a văzut Ana, auzit încă cuvintele profeției fabuloase, n-am intrat în detaliile acestea, am, cumva am sărit pe ele, dar foarte frumos episodul acela în care Simeon l-a luat în brațe și în original zice, au văzut ochii mei pe Iesua, care înseamnă Mântuitorul, Dumnezeu care mântuie. Vă amintiți că am vorbit cu o anume elaborare asupra categoriei despre faptul că atunci când a fost prezentat lui Simeon și atunci când a fost în prejur, nici măcar nu i s-a pus numele Emmanuel, cum era profețit în Isaia, pentru că asta era drăgălășenia cu care Maria îl numea pe copilașul ei. De aceea în Isaia, în profeția din Isaia, zice și ea îl va chema, persoana a treia feminin, da? singular, ea îl va chema Emmanuel. De ce? Iosif a primit de la înger, Maria a primit de la arhanghel același nume, adică Iesua sau Isus, pentru că Iesua sau Isus, vă amintiți de teoria cu Moise care schimba numele lui Iosua, pentru că Iosua se numea Hosea, dar Moise a zis, hei, acum suntem într-o fază în care avem nevoie de toată intervenția prea de aceea numele tău nu va mai fi Hosea, ci vei fi să te vei numi Yeshua, care înseamnă, ok, Hosea înseamnă mântuire, dar acum noi avem nevoie de ceva, de, de un as și mai puternic pe mânecă, avem nevoie de toată, toată puterea lui Dumnezeu la cucerirea a, 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 Noii țări, da? în contextul numărului 13-14, de aceea tu te vei chema de acel încolo, Yeshua. Iosua, care însemna, de fapt, după numele, semnificația numelui, Jehova este mântuire. Pot să fie foarte mulți indivizi care se numească mântuitor, salvator, dar unul singur este a purta numele glorios și minunat, care înseamnă Jehova mântuie. Și în Apocalipsa, la capitolul 7, chiar aceasta spune, îngerii și gloata cea mare cântau, o cântare cu ramuri de finic în mâini și cu haine albe. Revelation, capitolul 7, și ziceau, Mântuirea este a Dumnezeului nostru și a Hristosului Său. Totdeauna, aceasta, this is the bottom line. Nimeni nu mântuie pe nimeni, în afară de cel prea înalt. Există foarte mulți oameni dotați, foarte mulți trimiși, foarte mulți oameni care au un impact asupra umanității, etc. Dar nimeni nu salvează umanitatea decât Cel care ne-a creat și Cel care a pregătit pentru noi toată baza obiectivă ca noi să fim salvați prin Ieșua, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, care s-a întrupat și s-a împachetat în umanitate. Maria îl numea Emanuel. Când Iosuia, Ios, Iosif i-a pus numele, a pus Iesua, atunci când a fost cazul în Betleem, cum, în Betleem cum ziceau, când Simeon l-a văzut, văzut, a zis Iesua, adică ochii mei au văzut mântuirea ta, au văzut pe Iesua, realmente, pentru că Duhul Sfânt îi promisese că nu va trece din viața aceea. Ce promisiune? Om plin de Duhul Sfânt. Și aștepta cu înfrigurare Simțea că atunci este the watershed, atunci a venea timpul acela glorios în care Dumnezeu va face ceva și Dumnezeu i-a promis. Îmi place așa de mult acest om. Când te gândești ce mai există pentru noi la vârsta a doua, nothing. We just, bătrânețea vine și we go. Nu bătrânețea, ea rămâne cu voi, ok? You understand this? We go! Dar bătrâneța rămâne cu vârsta a doua, dar la vârsta a treia. Ce mai ai la vârsta a treia? Păi la vârsta a treia este această imagine glorioasă a unui om în anii săi, nonogenar fiind sau cât o fi avut, care aștepta, postea, se ruga, auzea de la Duhul Sfânt și a primit un mesaj clar din partea celul pe care slujea că nu va trece din viața aceasta până va vedea mântuirea lui Dumnezeu. Ce minunat a fost acest lucru! Toate aceste lucruri s-au întâmplat și, anyhow, așa cum ziceam, Matei acoperă foarte succint toate aceste detalii. Ok? Și acum suntem la inaugurarea lucrării lui Sus. Această inaugurare a lucrării lui Sus în timp, Luca este mai, mai exact, și a cercetat toate lucrurile cu în mare detaliu, de aceea el fixează acest început al lucrării lui Isus, această venire a lui Iisus din Galilei la Ioan. În anul, let's go to Luca, chapter 3, verse 1. În anul al 15-lea al domniei lui Tiberiu Cezar, deci pe... Tronul Romei, pe tronul Imperiului Roman, era acest împărat puțin nebun, care n-avea nici, nici în clin, nici în mână, că conducerea unui imperiu care l-a moștenit de la Octavian August, care a fost un împărat adevărat. Ăsta a fost un gunoi, să zic așa. Istoricum e uh, marcată toată depravarea lui din insula Capua și tot ce din. Uh, din insula apropiată, capul cred că a fost școala de gladiatori, am curcat noțiunea, dar o insulă în care el avea, se retăsese cu curtea lui și făcea toate, toate nebunile pe care le permitea opulența, bogăția, toate lucrurile romei, corupția. Era acest Tiberiu Cezar. Tiberiu Cezar era anul al 15-lea al Domniei Lui. Octavian August a murit în anul 14, anul 14, da? Deci, după Hristos, Hristos s-a născut în anul 1, au urmat 14 ani în care a fost copilăria lui Isus și după aceea Octavian August a murit și în locul lui Petron a venit acest Tiberiu Cezar și în al 15-lea an al lui Tiberiu Cezar, adică Circa anul 29, de la anul 1, s a întâmplat lucruri. Și Luca zice, a ieșit Ioan. Cuvântul lui Dumnezeu a vorbit lui Ioan în pustie. Ioan era, am citit și recent, și am știut acest lucru din alte informări în anterioare, că Ioan la data respectivă, după ce au murit părinții săi, a plecat și a locuit posibil prin satele esenienilor, care erau o grupare religioasă, care erau foarte strict cu legea, aveau documentele Vechiului Testament, le, 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 copiau, aveau o viață foarte riguroasă de asces, dar erau organizați în satele din râpele de la Marea, mai la vest de Marea Moartă și mai la est de Marea Moartă, unde aveau peșteri în care au și rămas Sulurile acelea faimoase care au fost descoperite. Sulul cărții lui Saia, de exemplu, capitolul 53 a fost descoperit acolo, în peșterile esenienilor, care le-au copiat. Când am fost în Israel, am văzut în uh, Muzeul Cărții, Muzeul Bibliei, sulul cărții lui Saia. Avea o picioare, da? era o copie. O, o picioare de. Uh, Pagini scrise și păstrate cu mare grijă. Erau fotocopie după documentul original care există. So, Ioan ar fi trăit toată perioada de după moartea părinților săi în această uh, împrejurare culturală și socială care erau satele esenienilor și organizarea esenienilor, care chiar aveau în. în, uh, în uh, uh, în interpretarea lor a Bibliei sau în teologia lor aveau ideea despre venirea unui învățător al luminii, care nu era altul decât Isus și ei vedeau foarte clar din text, erau dedicați pentru Vechiul Testament și tot ce aveau la data respectivă, Probabil că aceasta a fost o, o perioadă efervescentă pentru formarea lui Ioan ca spiritual. Pe de altă parte, Ioan parcă nu aparținea neapărat comunității seniene pentru că el trăia auster și singur. Se îmbrăca cum se îmbrăca, era un nazireu permanent, niciodată n-a văzut, n-a gustat vin, niciodată, asta a spus de la început, da? când a, a fost profețită venirea lui, lui Zaharia, tatăl său. Nu a făcut nimic altceva. N-a avut nicio înregimentare în vreo celulă socială, să zicem așa, în care s -aparțină, să aparțină, să știe că aparține unei, unui grup de oameni printr-o relație consistentă. Era foarte independent. Aștepta ca Dumnezeu să-i vorbească. Nimeni n-a dus viața aceasta atât de dedicată și atât de mult așteptând. Și au trecut, au, au trecut 30 de ani din viața lui Ioan. Și până într-o zi Dumnezeu i-a vorbit și Luca zice, Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu i-a vorbit lui Ioan în pustie. Și Ioan a început să predice după aceea, să lucrarea sa este lucrarea minunată și Mateu descrie, Luca descrie, Marcu zice puțin despre, în în Evangheliei sale, Ioan în Evanghelie, toți vorbesc despre Ioan. Mi-a luat ceva timp să zic aceste uh, considerente by the way of introduction, pentru că am văzut că am ceva timp și de aceea mi-am permis să dig in some atmosphere și în setting ce s-a întâmplat în historical background. Dar Luca este foarte documentat și ne spune exact în ce an s-au întâmplat aceste lucruri. Matei iscapsit, uh, sare de la peste copilărie, peste orice alte detalii, ați văzut cum facem peste Setul 23. Și este timpul acesta în care Ioan a ieșit în pustiu iudei și provăduia. Și provăduirea lui este un dezastru pentru toți cei ce îl ce pentru că era, era foarte confruta, confruntativ, cred că am zis bine. Confrunta pe oricine. Când, când era în fața lui Ioan și Ioan vorbea, te treceau fiori din cap până în picioare, pentru că îți făceau radiografie, știa unde ești. Duhul lui Dumnezeu era peste el. Dumnezeu îi vorbise, cel ce m-a trimis să botez, mi-a zis, cu tare, cu tare, cu tare, acela peste care vei vedea pogorându-se Duhul, acela este mielul lui Dumnezeu. Eu am văzut și am mărturisit. Și el zice foarte mult, de exemplu, în capitolul 3 din Evanghelia după Ioan, zice, beautiful, o să citim poate două, trei versete de acolo. Dar Ioan era un profet care știa tot timpul ce face, de aceea a ieșit și anunța într-un mod care te băga în sperieți, pocăiți-vă că împărăția lui Dumnezeu nu așa cum ea se traduce. Vă rog să mă credeți. Împărăția cerurilor este aproape. Ci este exact un perfect compus al verbului. Împărăția lui Dumnezeu s-a apropiat. Împărăția lui Dumnezeu a venit. Nu că este pe aproape pe undeva, ci împărăția lui Dumnezeu s-a apropiat de voi. Deja mișcarea în limbajul original este fixată acolo prin verbele respective. Deci era Ioan era pătruns de iminența, or the watershed, or breaking in, or breakthrough a unei noi epoci care era, era pe punctul să se inaugureze. Se simțea foarte mult parte din această nouă epocă, era profet cu, alte, cu acte în regulă în ce privea relația lui cu Dumnezeu, adică avea conștiința misiunii sale foarte, foarte clară. De aceea era în stare să confrunte o lume întreagă. Isus a, a zis: Nimeni care s-a născut din femei nu a fost a lui Ioan. Prin uh, uh, focalizarea pe misiune, prin claritatea misiunii, prin amvergura vestirii, prin autoritatea cu care a trăit și uh, cu care se simțea organic ca piesă centrală în, acest, în aceasta. Iată glasul celui ce strigă în pustie. Pregătiți calea Domnului. Și Iisus a venit la Ioan și i-a dat o notă foarte bună, a validat toată lucrarea pe care a făcut-o Ioan. Haideți adică să mergem pe firul acestei provăduiri. A fost complet neobișnuit ceea ce proclama el, pentru că nu e așa, aceasta a fost o aspirație și o, un, un deziderat care era marcat prin profețiile Vechiului Testament despre venirea unei epoci în care împărăția lui Dumnezeu va veni în umanitate. Amintiți de Daniel, capitolul 2, cu visul lui Nebucanețar care a văzut chipul de aur și, ok, picioarele de lut și piatra care a venit și a zis, Daniel împărate, am vești bune pentru tine, aceasta e împărăția care va veni, care va umple pământul și va, în final va veni. E bine... Erau aluzii destul de în vechiul testament la venirea acestei împărății, dar acum a venit momentul, a venit, a venit uh, D-Day, cum zicem în istorie de multe ori, a venit momentul acela în care lucrurile se întâmplau pe principiul toboganului ai plecat pe dezvoltarea aceasta. Nu te mai poți întoarce înapoi pentru că împărăția este aici. Împărăția lui Dumnezeu s-a apropiat, împărăția lui Dumnezeu este în voi, nu vine izbim privirile, dar este în inimile voastre. Okay? Iisus a vorbit despre asta în continuare a lui Ioan. Matei zice, acesta este acela, asta e, asta e plăcerea lui Matei, să ne ducă totdeauna la uh, legătura organică cu profețiile. Asta, Ioan este acela care fusese vestit, n-a venit de capul lui, fusese deja anticipat și vestit. Este cel ce strigă în pustiu, pregătiți calea Domnului, ne teziți cărările. Ioan a auzit acest lucru, descrierea lui este atâta de, uh, cum să spun, șocantă, îmbrăcat cu o de păr de Cămila, Cămila era un animal necurat, nu se presupunea să ai legătură cu acest animal în coșeritatea, chemării profetice. Dar asta era haina lui. O haină de păr de cămilă, în, poate bună numai pentru nopțile din deșertul acela de ziua, ce faci cu ea, și așa mai departe. Părul lui lung de nazireu, da. mânca încins cu un brâu de curea, mânca lăcuse și miere sălbatică. O viață auseră și sobră și despărțită de lume și complet acordat. Nu cred că am mai trăit nici remiții, nici alții, nici călugării, nici nimeni, n-am mai trăit viața pe care trăit-o Ioan. O așteptare de 30 de ani ca Dumnezeu să-i purpească. Și în fine, it has been worthy, pentru că Dumnezeu a venit și a apărut și lucrurile au început să intre pe făgaș. Ce bucuros trebuie să fi fost Ioan când, sigur, până la 30 de ani să trăiești cu incertitudini, mă cheamă Domnul, sunt pus undeva, am o chemare de la Domnul. Foarte. Eu un tânăr și te apropii de vârsta de 30 de ani, Dumnezeu să se binecuvânteze, să se, 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 se contureze direcția. Unul din tinerii noștri l-a întrebat, nu dau nume, dar uh, nu vreau să fie niciun clou. Am zis, da, da, ce facem? Nu mai predicăm, nu mai... Hmm, trebuie să nu mă maturizez. Right? Da, da. Aveți nevoie să vă maturizați și să stați, de, să stați, față în față cu Dumnezeu și să știți exact care este chemarea și care este limitele, care este amvergura, care este... Amin? Lucrul cel mai bun este să-L așteptăm pe Dumnezeu. Când Dumnezeu nu zice nimica, nici noi nu trebuie să zicem nimica. Trebuie să stăm și să așteptăm pe Dumnezeu. Eu am așteptat pe Dumnezeu și Dumnezeu i-a vorbit. A început să predice acest mesaj. A început să opri caravanele care treceau prin jur pe drumul acela. După aceea au început să iasă tot mai mulți oameni la el. Și Ioan avea o formulă. Cei care voiau să schimbe viața, trebuiau să-și mărturisească păcatele și părmurile le făcea acea, acea bluțiune sau acea scufundare în râul Iordan și însemna pentru ei o despărțire de trecutul lor și un nou început. Vedeau foarte, veneau foarte mulți uh, saduchei, farisei, uh, preoți. Uh, am citit o carte recent de unul, Gene uh, Edwards, Gene Edwards, prizonierul din celula a treia, tradusă și în limba română, foarte faină, o cărticică de vreo 70 de pagini. Uh, această această uh, prezență a lui Ioan în uh, contextul uh, lucrării sale era o prezență de uh, o marcantă și aparent Ioan a fost șocat când mulțimile s-au dat la o parte și au apărut uh, alaiuri cu persoane suspuse, farisei și saduchei care au auzit că merge de câteva timp, de câteva luni bune o anume trezire și eferfeșență spirituală, au venit să vadă când l-au auzit vorbind, au rămas într-un fel șocați și ei, au venit să primească botezul lui Ioan, dar Ioan a detectat la ei motive false pentru, a, pentru exercițiul acesta religios. Normal, saduchei, farisei, totdeauna sunt prinși cu o caua mică și totdeauna se împrinși că fac ceva ce nu este foarte coșer, deși ei au pretenția că sunt în in, in it. Dar nici de data aceasta ne rănit, pentru că Ioan i-a văzut că făceau ceva neortodox, adică viața lor și stilul lor de viață nu se schimbase ca să se suprapună peste mesajul său riguros și rigorist. Continuau să trăiască cum au trăit până acolo, de aceea Ioan a detectat imediat și a spus, pui de năpârci! Cum? Cineva va mai învăța și chestia asta? Gine Eduard zice în cartea sa, când s-au dat mulțimile parte și au venit ăștia cu la el, lor, au zis, a, zis Ioan, îmi strică toată treaba care am pus superiorul aici. Ei confiscă din nou libertatea pe care o are omul în relația lui cu Hristos. Și de aceea el i s-a adresat în maniera aceasta. Se zice că nu prea au primit botezul, aceștia, ci au plecat foarte furioși, asta e opinia autorului, au plecat foarte furioși că au fost confruntați, pentru că până atunci lumea le făcea, zice, de ce faceți? De ce vă îmbrăcați cu haine lungi, zice Iisus? De ce purtați filacterii? De ce purtați versete? De ce faceți toate lucrurile astea? Ca să vă facă lumea temenele prin piețe și să vă zică lumea rabi, rabi, rabi. Cam aceasta era cum vedeau ei casta aceasta de farisei și saduchei care le știau pe toate. Dar acum și-au găsit acul de cojoc, ok? Și Ioan i-a confruntat și a spus, pui de năpârci. Cine va învăța să fugiți de mânia viitoare? Acesta a fost lui Ioan. A confruntat pe oricine și ori te-ai simțit ca la o, ca o radiografie totdeauna când ai fost în fața lui Ioan. Ok? Dar el a fost și a fost intransigent cu oricine. Zice, versetul 10 zice aceste cuvinte, iată că securea a fost înfiptă la rădăcina pomilor, deci orice pom care nu face rod bun va fi tăiat și aruncat în foc. Dumnezeu a trecut, am vorbit în ultima parte a mesajului despre smochinul acela care nu a dus rod timp de trei ani de zile. Ok? Era foarte clar pentru Ioan și pentru Isus că un, smochin, un, un, un pom fructifer care nu-ți ducea profit trei ani de zile, venea stăpânul să uita, păi nici anul ăsta, nici anul ăsta. De aceea am numit duminica trecută, ne-am numit pe noi studenți de anul 4, smochin de anul 4, ok? Mai lasă-l încă un an, care e anul? Anul 4, ok? Dar, prerequisite, la toată treaba aceasta, precondiția la toată, ce fixează contextul acestei idei de rod-nerod. Ioanul avea în minte. N-a să ne păcălim și, și să ne îmbătăm, cum zice prevetul românesc, cu apă rece. Pentru că până la urmă este vorba de o nume rigoare a omului care îl urmează pe Dumnezeu. Și până la urmă, exact cum ziceam azi dimineață, Referindu-mă la pasaje din Efeseni capitolul 4, colosen capitolul 3, care vorbește despre ideea să fii acolo și, și faptul că ești în Hristos și ești potențial pus în, pe, pe, pe traseu și pe, în, în potențialitatea dotărilor bune înviat în Hristos, în Hristos, organicul Hristos, plasat în Hristos. Toate acestea trebuie să rezulte în comportamentul tău vorbirea ta, mintea ta, dependența ta de Duhul Sfânt pe care nu trebuie să sunt. Asta vorbeam în joi seara, duminică dimineața acum, despre ideea să -l putem, să putem urmări toată ghidarea Duhului Sfânt pentru o viață de calitate, încât dacă ești în Hristos, ești un popor de calitate. Noua a lui Dumnezeu nu e formată din geancuri. Noua a lui Dumnezeu e formată de, o, de oameni, de persoane care au devenit și care au pe ele amprenta cristică și care, a căror viață este condusă de standarde, nu de pofte, nu de năluciri, nu de nebunia moralei-imoralei lumii de afară, ci ghidată milimetric de, de, de căluzirea Duhului Sfânt. Argumentam pentru nevoia noastră de schimbare în acest an, folosind anul acesta ca o platformă de timp în care vom sa jos cu noi înșine și vom face tot ce atârnă de noi ca să devenim oamenii care dau satisfacția lui Dumnezeu. Dorim să cunoaștem voia lui Dumnezeu. E bine, voia lui Dumnezeu, zice Apostolul, este sfințirea voastră. Amin? Voia lui Dumnezeu este metamorfozarea voastră. Ne urmând chipul veacului și acestei lumi și standardele, ci trăind ca fii a a zice, zice altă dată zice erați în întuneric. Dar acum sunteți în lumină, acum sunteți fii luminii, trăi, trăiți ca ca, ca fii ai luminii. Și Isus zice, eu sunt lumina lumii, în Ioan capitolul 8 versetul 12. Cine mă urmează pe mine, zice, nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. Este foarte important să să nu ne cu teorii. Pentru că cuvânt, jumătate din, 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 literatura paulină este invective și este, este, îndemnuri, este îndemnuri despre ideea de a face ce trebuie. Amin? De a face fapte vrednice de pocăința noastră. Deci ideea cu pomul care face nu face rod era, era foarte clară în mintea lui Ioan. De aceea el a fost unul din, din teoremele predicării sale. Iată, a zis el, că Securea și fost înfiptă la rădăcina pomilor. De acum încolo, zice el, este, este și mai, mai clar ideea că orice pom care nu produce va fi tăiat și aruncat în foc. Pentru că securea a și în pragul acestui an au trecut, suntem în 8-a zi acestui an, nu? A luat cineva securea de la rădăcina copacilor? Ați auzit de vreo decizie a Tatălui Ceresc sau de o schimbare de paradigmă încât securea să nu mai fie acolo? Dacă viața ta este periclitată prin nebunie și prin zacerea mai departe în tot ce e rău și frângând în fiecare zi călăuzirea Duhului Sfânt și îngrămădind păcat după păcat, păcat după păcat, știe cineva despre o decizie a celui prea de a scoate rădăcina, securea de la rădăcina copacului? Sau is pending. Nu contează că ești tânăr, nu contează că ești bătrân, nu contează că ai atâția ani sau mai puține ani. Contează că Dumnezeu se așteaptă după Ioan, după Isus Hristos, după Pavel, după Dumnezeu Tatăl însuși, ca pomul bun să facă roade bune și Domnul să ne ajute în acest an. Am vrut să subliniez treaba aceasta, pentru că acesta e contextul discuției de început de an. Eu cred că vine de la Duhul Sfânt ideea aceasta ca noi odată din nou să înțelegem ce trebuie să facem cu oportunitatea pe care o avem. Amin? Anul 2023 va fi un an foarte important. Când te uiți la prorocirile care vin din România, va fi un an de selecție, va fi un an de cernere, va fi un an în care, așa auzim, nu? de la profeții Da și Amin, va fi un an de cernere. Va fi un an în care sfinții, cine este sfânt, va fi și mai sfânt, va fi și mai focalizat, cine și-a permis să fie întinat și nu se curățește de urgență, va fi și mai întinat. Așteptăm să vină Domnul, dar Domnul nu vine pentru o mireasă leșinată și e o mireasă care nu are niciun dor de cer și care nu se gândește la lucrurile de pe pământ. It's frightening, lucrurile din cer. It's frightening. Suntem la un punct în care, ca pe vremea lui Ioana, trebuie să ne angajăm cu fermitate, să înțelegem valoarea momentului și să trăim cum se trăiește în noua epocă care va veni. Căci împărăția cerului e mai aproape cu 2000 de ani în cronos și în cronologie. Atunci a fost aproape. Dar acum ne, ne, ne amăgim cu ideea că regele vine pentru noi și sunt nepăsători și nu ne pasă de absolut nimic. Nimic nu este bun. Totul este... Da, lumea este rea, dar în lumea aceasta rea. Am auzit de la David și asta este. Trebuie să nu ne lăsăm intimidați, ci să stăm pentru valori și Domnul să ne ajute. Amin? Cum pot să fiu mai clar decât așa? Cum, cum pot să fiu mai, mai compelling decât așa în, în ceea ce v-am spus? Cred că nu mai este timpul pentru foșgăia la as business as usual, numai că suntem imersați în toate, toate lucrurile care sunt securea a fost înfiptă la rădăcina pomilor. Dar Ioan vorbește după aceea despre resurse. Zice, în ce mă privește, zice el, perspectiva omului autentic și adevărat. Eu vă botez cu apă, vă puteți spre pocăință, nu puteți pe niciunul din voi dacă nu deschideți gura și spuneți care sunt păcatele. A, ah, acum noi botezăm pe oameni, pe tineri, pe copii, fără să întrebăm ce e în viața lor, neapărat. Dragul meu, om, ai ceva de mărturisit? Well, da, ar fi ceva. Ok, dacă vrea. Dar nu, nu stai să pui lupa pe viața lui și să spui ce-i cu tine, care e viața ta? Care Când eu m-am botezat, ha, bătrânii te purecau foarte tare, ok? nu îndrăzneai să faci nimica pentru că prorocul te... De dea de gol, adică arăta unde ești, nu? Și ți era frică să mergi la adunările de stăruință și de... Că bătrânii de Vrei să fii botezat de... Ok, foarte bine, vină cu mine în, pe, pe culoar acolo, pe coridor. Că acolo se, făceau, se făcea lumină în viața copilului, da? De 17-16 ani, 16-17 ani. Și îți spunea toate întrebările care le știa să le spună. Și trebuia să răspunzi la toate. Și, și uh, probabil, you have hated, like I have done, you know, să fii confruntat în maniera aceasta. Acum nu mai avem rigorismul acela. Acum nu mai ne așteptăm ca cine se botează să fie. Mari. Am citit azi că era un călugăr, un, un Eutis, Eutis. Uh, care a zis că de fapt Ioan avea o metodă. Zice, uh, lumea stătea pe malul uh, stâng al Iordanului, ok, cum curge Iordanul de la Marea Galilei la Marea Moartă, stătea pe malul stâng și erau queuing, you know, line, ca să fi, vină la el unde erau ape multe și unde el, el boteza. Călugurul ăsta care a scris, Iutis ăsta, zice că Ioan îi băga în apă până la gât pe oameni. Asta a avut el descoperit călugurul ăsta, nu în mănăstirea unde era. Și zice, îi ținea în apă și cum veneau, intrau tot mai adânc, tot mai adânc când ajungeau la el, intrau cu apa până aici, ok? Și Ioan zice, na, zi, na, povestește -mi. care e viața ta, care sunt păcatele tale. Dacă nu aveai nimic de mărturisit, nu ți se întâmpla niciun botez, plecai înapoi pe malul acela al Esului de Iordan. Dacă mărturii se ai, Ioan ușor te înclina în apă, te, te, te odai și pe freză și pe tot, și după aia își ai pe partea cealaltă, pe partea țării Canaanului. Zice, asta zice călugurul acela, am citit și eu și mi, mi s-a părut interesant. Probabil o fi fost așa, nu? Dar era un rigorist cu privire la mărturisirea păcatelor. Botezul lui era un botez al pocăinței. Era o treabă foarte serioasă. Eu a zis, eu vă botez cu apă. Și, și, aceasta înseamnă, indică pocăință, mărturisire, o nouă viață, roade vrednice de pocăința voastră, zice... Dar cel ce vine după mine este mai puternic decât mine. Eu nu sunt vrednic să-i duc încălțămintea. El vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Și când Ioan a văzut treaba aceasta în Ioan, în Evanghelia după Ioan zice că Ioan a văzut Duhul Sfânt pogorându-se și zice eu am văzut și am știut că acela este cel ce botează cu Duhul Sfânt. Adică acela care, căruia Dumnezeu nu-i dă Duhul cu măsură, este cel ce botează cu Duhul Sfânt. Sau Ioan era foarte în clar cu ce se întâmpla acolo. Și am mai zis o chestiune escatologică în versetul 12. Același are lopata în mână și își va curăța cu desfășire aria, își va strânge greu în grunar, dar pleava o va arde într-un foc care nu se strânge. Ioan n-a fost un nou, uh, no non sens preacher. El a știut tot drumul ce se întâmplă. Și cu roadele, și cu escatonul, cu focul care vine, și cu ce face Isus pentru tine, absolut toate au fost în claritate cu el. Acum ceea ce a făcut Ioan a fost o inovație fără precedent, pentru că până atunci iertare de păcate obțineai la templu, la jerfe, la ziua ispășirii, în Iom Kipur, în toată, toată prescripția uh, religiei lui Moise, legii lui Moise. Dar Ioan a făcut o inovație formidabilă. El a zis, forget about the templu, forget about tot ce ați greșit în religia aceea de viacuri pe care ați cultivat-o. Dacă nu aveți o, o relație personală cu prea înaltul, dacă nu ați părăsit tot ce știți că e rău, este Big Zero, toată religia voastră. De aceea, salvarea pentru Ioan nu se mai obține la Templu și o dată pe an la Iom Kipur, când Țap se sacrifică, Vițel se sacrifică, etc., toată recuzita care e acolo. Nu. Pentru Ioan, relația. Cu Dumnezeu se focalizează pe aspectul personal al relației tale. De la Ioan încoace contează ce ești tu față de Dumnezeu, ce faci tu în sinceritatea ta față de Dumnezeu. Nu mai este un intermediar neapărat la faza aceea, pentru că noi mai târziu vedem că Isus este marele nostru preot care a făcut totul pentru noi. Dar Ioan inaugurează o salvare, o cale a salvării, care înseamnă o întâlnire de grad zero cu Dumnezeu, în care soarta ta este pusă în mâinile lui Dumnezeu, trecutul este îngropat și te ridici la o viață nouă și mergi pe malul celălalt al Iordanului într-o viață care de acum va arăta total diferit. Aceasta a fost inovația lui Ioan. Lumea a perceput-o ca ceva venind de sus. De ce au venit la Isus spune cu ce... Vă amintiți pasajul? spune -ne cu ce putere face. Nu vă spun, ziceți în voi, de unde venea botezul lui Ioan. Și se temeau să zică că vine de la oameni. Pentru că toți îl considerau pe Ioan un proroc. Deci, lucrarea lui Ioan a avut o învergură și un răsunet și un impact extraordinar asupra celor care au venit în contact cu el. Și au venit poate sute de mii de oameni în epoca scurtă în care a predicat. De aceea Iisus i-a dat i-a dat, a validat lucrarea lui Ioan și a spus, dintre toți cei ce s-au ridicat ca proroși, nimeni n-a fost de tare a lui Ioan. Și au vorbit despre ce a făcut el. Și este așa de mult staf de zis să înțelegem the outbreaking of the dawning of a new age care s-a întâmplat exact acolo. Dar sper că am zis de mai multe ori acest lucru și ați înțeles cât de neobișnuită a fost mișcarea spirituală care, și trezirea spirituală care a avut loc în timpul lui Ioan. Iisus a validat această lucrare minunată. De aceea El vine, în timpul care a rămas, vine din Galileea la Iordan la Ioan ca să fie botezat de El. Nu pentru că are nevoie să îl ține Ioan băgat până la gât în apă și să-și mărturisească păcatele, pentru că Isus, Iesua, Hamasiac, n nu avea niciun păcat. Ok? Și atunci vine la Ioan și Ioan căuta să-l oprească. Probabil verișorii s-au văzut, pentru că între ei era circa șase luni diferență, nu? Familiile erau rudenii, cum ne amintim din contextul Luca, primele capitole. Ioan căuta să-l oprească, l-o fi cunoscut, nu l-o fi cunoscut din anii precedenți, dar Duhul lui Dumnezeu îi spunea lui Ioan, exact, îi descoperea lui Ioan exact atitudinea care trebuie să o avem. Zice el, eu am trebuință să fiu botezat de tine. Bine de Ioan, dar tu ești așa mare proroc, ai și tu găurile tale în, în sacii tăi, ai și tu nevoie de eu am nevoie să stau cu tine și să mărturisesc păcatele și tu să mă botezi pe mine. Vrei să facem chestia asta chiar acum? Poate așa sună acumva, nu? Invitația lui Ioan. Tu vii la mine? Adică, Ioan, he gets it right. Cine este persoana care vine la el? Și în ce condiții se raportează el la Isus, care, despre care el zice, de fapt, eu trebuie să mă micșorez, el trebuie să crească, el este singurul care s-a din cer, singurul care l-a văzut pe Dumnezeu, Tatăl, voi nu primiți mărturia lui, dar el este totuși acela care a venit. Eu sunt doar, zice el în Ioan, capitolul 3, sunt doar prietenul mirilor, dar el este cel ce are Mireasa și, frate și sora, noi suntem Mireasa lui. Amen. Noi suntem copii pe care Ioan și ar fi dorit să-i aibă, dar oare chiar ar fi dorit să ne aibă pe noi cu lipsa noastră de pocăință și lipsa noastră de acumulare de peste ani? O, sper că nimeni nu o să mă bate la sfârșit, dar ceea ce ne doresc este ca Domnul să ne ajute să ne pocăim în acest an, într-un mod complet și complet nou. Amen? Foarte important acest lucru. Eu am trebuință să fiu botezat de tine și tu vii la mine? Și Isus a zis, lasă Ioane! Căci așa se cade acum să împlinim, Cornescu traduce o chestie care e diferită, să împlinim tot ce trebuie împlinit. Cine ne zice să împlinim tot ce trebuie împlinit? Sigur Isus știe tot ce trebuie împlinit. Sigur Ioan știe și el tot ce trebuie împlinit. Dar în original, Isus zice altceva. Să împlinim pasan di sunen, Să împlinim toată neprihănirea. Acesta este un lucru puțin diferit și mult mai, uh, mult mai exact cu privire la faza care era. Adică Isus vine acolo și inaugurează o nouă formă de integrare. Avram a primit ideea de tăiere împrejur, Iisus a fost un evreu, a fost tăiat prejur la a opta zi, dar acum Isus vrea să inaugureze un lucru glorios și minunat. Și acest lucru glorios și minunat este o circumcizie în aspectul spiritual, în inimă, nu de o mână omenească, ci o nouă, o nouă formă de inaugurare în împărăție. Și El este singurul care are, uh, cum să spun eu, uh, uh, autoritatea, singurul care are autoritatea să fixeze momentul acesta al noi inaugurării în membershipul poporului lui Dumnezeu. A intrat și ai fost fiul lui Avram prin circumcizie și robii din casă trebuiau tăiați împrejur dacă voiau să fie in the household of Abraham household. Dar ca să intri în, 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 în nouă relație cu Dumnezeu, relația aceasta se face printr-o printr-o mișcare spirituală care are ideea de tăiere împrejur și care este botezul în apă pe care Isus l-a practicat. De aceea, pentru Isus, coborârea sa în apă Iordanului și fiind botezat de Ioan înseamnă să împlinim toată neprihănirea, pentru că se inaugurează o nouă formă. Ok, foarte rapid, să citim cum este cu această nouă tăiere împrejur care înseamnă botezul. Acum eu știu că noi suntem injectați cu ideea despre botez, că botezul este mărturia unui cuget curat. E bine, botezul este mai mult decât mărturia unui cuget curat. Este includerea în viața și moartea lui Iisus. Botezul are această semnificație mult mai profundă, de tăiere împrejur pe care Pavel o explicitează. Vreau să fiu foarte corect și vreau să spun cât de importantă este această fază să fii botezat în apă în numele Tatălui Fiului și a Sfântului Duh și să te cobori în apă împreună cu Isus și să te incluzi pe tine în ceea ce s-a întâmplat 2000 de ani în urmă. Apostolul Petru spune aceste cuvinte. La 1 Petru, capitolul 3, versetul 21. Ok? Haideți să vedem și pe asta. Zice Petru, 1 Petru, capitolul 3, 21. Icoana aceasta închipuitoare vă mântuiește acum pe voi și anume ce? Și anume ce? Botezul. Ok? Care nu este o curățare de întinăciune trupești și mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu prin învierea lui Iisus Hristos. Nu este numai o mărturie. Botezul acesta vă mântuie pe voi, care este și, printre altele, mărturia unui cuget curat. Slavă lui Dumnezeu că aveți cugete curate. Eu am botezat oameni care nu au avut deloc cuget curat. Am pus în apă un drac și a ieșit afară un drac umed. Ok? Și peste două luni de zile s-a dus și s-a spânzurat pentru că era homosexual și nu a vrut să zică păcatele lui, dar l-au găsit peste trei săptămâni mâncat de vermi, pentru că verme au ieșit de pe sub ușă. Ok? L-am botezat pentru că am crezut că vrea să fie în împărăție. Nu numai cuget curat, e mult mai mult, este ce, 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 faci tu în integrarea ta în Hristos când te botezi. Pentru că aceasta este o nouă formă de intrare inaugurată de Isus în poporul lui Dumnezeu și în biserica lui Hristos. A văzut ce zice Petru? Arhetipul acesta, icoana aceasta, ok? Nu mm. e mai mult decât icoană, este un arhetip, este un, un tip, este un algoritm, este, dacă vreți, este o metodă a lui Dumnezeu de a salva prin botez. Pentru că de aia zice Iisus, cine crede și se botează, va fi mântuit. Foarte important! Noi zicem, oh, ai mărturia unui cuget curat. Cugetul tău, I cannot check it, is curat, nu e curat, așa cum am zis. Pavel zice în Romani aceste cuvinte, da? Le știți, l-ați mai auzit. Roman capitolul 6, versetul 4, noi deci prin botezul în moartea Lui am fost îngropați împreună cu El după cum Hristos a înviat din morți prin slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă. În adevăr, dacă ne-am făcut una cu El printr-o moarte asemănătoare cu Lui, vom fi una cu El printr-o înviere asemănătoare cu Lui. Și atum, acum ascultați cât de compact zice El despre semnificația botezului, semnificația botezului, care e dincolo de mărturia în cuget curat, esențial, o taină glorioasă și minunată de includere în Hristos și ferice de tine dacă ai intrat în apa botezului făcând-o aceasta pentru că te-ai integrat în Hristos. Și zice versetul 6, Romani capitolul 6, versetul 6, știm bine că omul nostru cel vechi a fost răsignit împreună cu el, pentru ca trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea lui, în așa fel încât să nu mai fim robi ai păcatului. Sau aceasta este câștigul, din nou zic cuvântul potențial pe care îl câștigăm. De iure suntem, adică prin decizia și prin decret divin, suntem instalați în această postură că trupul păcatului a fost tăiat. Structura aceea care ne domina și care ne făcea zile fripte, cu alte cuvinte, și ne bloca a mers înainte, a fost îndepărtat. Ok, acum iată care este legătura în Pavel despre Pavel din Roman și Petru din 1 Petru, capitolul um, 1. Pavel zice aceste cuvinte, Coloseni, capitolul 2, versetul 11. Coloseni, capitolul 2, versetul 11, zice. În El ați fost tăiați prejur. Colosenii nu erau evrei, erau neam. Efeseni erau neam, filipeni erau neam, daci erau neam. În El ați fost tăiați prejur. nu cu o tăiere împrejur făcută de mână în fizicalitatea trupului, ci cu tăierea împrejur a lui Hristos, adică făcută de Hristos. Atenție! Cât de... Legat este conceptul acesta al botezului pe care l-a făcut Isus și poate vrei să fii candidat pentru botez. So this is, aceasta este the full load, aceasta este încărcătura conceptului. În el ați fost tăiați împrejur, nu cu în împrejur făcută de mână, ci cu în împrejur al lui Hristos în dezbrăcarea de trupul poftelor firii voastre pământești. Până aici e bine cu, Pavel din Roman, capitolul 6, da? Ok. Versetul 12 fiind îngropați împreună cu el, prin, prin ce? Prin botez. Pavel contra Pavel vorbește același limbaj în Romani, capitolul 6 și aici. Deci există sutăiere împrejur pe care Pavel conceptual o situează ca fiind această pogorâre în apa botezului, în care lucruri glorioase se întâmplă, mai mult decât poți să mărturisi cu Twitter-ul tău. Okay? we, we all tweet, noi toți tuituim, noi toți ciripim tot felul de teologie și tot. Dar există mai mult decât o, o ciripirea a noastră. Există o integrare în Hristos, o integrare și o tăiere în prejur făcută de mâna lui Hristos, care are grijă de fiecare candidat, care cu adevărat vrea să profeseze membership și apartenența în trupul lui Hristos care este biserica. Amin? De aceea Iisus zice, ok? So, hai să mă citesc pe încă una și I can't wrap up concluzia. Romani, capitolul 2, da? Haideți să mergem acolo. Romani, capitolul 2, versetul 28-29. Romani, capitolul 2, versetul 28-29. Iudeu, iudeu autentic, fiul lui Avram. Nu este acela care se arată pe din afară că este iudeu. Și în împrejur nu este aceea care este afară, în carne, cum promovau iudaizatorii în contextul epistolei către Galateni, erezie combătută de Pavel. Și versetul 29 zice, ci iudeu, senator de drept al trupului Hristos și a împărăției. Iudeu este acela, versetul 29, care este iudeu înăuntru, iudeu pe dinăuntru și în împrejur este aceea a inimii, în duh, nu în slovă. Un astfel de iudeu își scoate lauda nu de la oameni, ci de, la Dumnezeu. It's so much wrapped up atunci când Isus zice, lasă Ioane, că și trebuie să împlinim toată neprinirea lui Dumnezeu. Ok? Să un text este, de ce face Isus asta? Pentru ca să deschidă o nouă cale inaugurare pentru mine și pentru tine, de apartenență la poporul lui Dumnezeu. Ok? Ați văzut dovezile. Ce valoare are botezul? De aceea zice foarte clar, cine crede și se botează, o oh boi, o oh boi, va fi mântuit. Cine nu crede, treaba lui. Dar aceasta e formula de inaugurare a noi epoci, în care Harul lui Dumnezeu vine împachetat în conceptele acestea. În textul acela, din Matei, este și Sfânta Treime. Nici nu pot să vorbesc despre asta, pentru că timpul s-a dus. Sau, so, haideți să ne cunoaștem Biblia în acest an, haideți să ne cunoaștem Stăpânul în acest an și să-i mulțumim, Doamne, îți mulțumim pentru toate detaliile, care le avem în cuvântul tău. It's not easy, but with the guidance of the Holy Spirit we, we, can go for it. Și asta vă doresc în numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt să aveți un an al schimbării, un an de succes, un an binecuvântat de Domnul. Amen? Haideți să dăm un răspuns Duhului Sfânt în această clipă, să spunem, da, Doamne, noi vrem să venim cu Tine să împlinim toată neprinirea. Dumnezeu să ne ajute, să ne abiliteze el a făcut totul, ne-a plăsat în Hristos, de aceea a zis El azi dimineață în Coloseni, deci dacă ați înviat și sunteți, sunteți plăsați în Hristos, atunci mai bine să faceți pe aia pocăiască și lui să se lungă. După ce încetăm cu rugăciunea lui pe fratele păstor Dani Căta să încheie pentru noi cu rugăciune, mijlocim la Domnul și pentru cazurile de boală care sunt pe rol mâine dimineață, Dumnezeu să aibă milă, mijlocim la Domnul pentru toate, lucrurile care ne dor, oameni buni, noi suntem poporul lui Dumnezeu. Amen. De aceea să nu ne pierdem inimile prin tot ce urmează în anul 2023, la început de an. Anul acesta va fi cum vrea Domnul și Dumnezeul nostru. Pe el îl slăvim și dorim să ne găsească ca o fecioară înțeleaptă, cu candela prinsă, cu hainele albe, cu mijlocul încins, așteptând cu entuziasm pe mirele nostru să vină, pentru că ne-a promis că vine, se conturează nori negre amințători, se închide cerul, nu contează că fulgeră, deodată cerul se va lumina și de la răsărit până la apus. Se va da pe cer semnul fiului omului și îl voi vedea și ce ce l-au străpuns. Noi vrem să-l vedem iubindu-l, împărtășindu-ne cu trupul și sângele lui ca azi, urmându-l pe el în circumcizia asamblării în trupul său, făcându-le pe cele pocăiești de o calitate și de o claritate a vieții noastre pe care numai Duhul Sfânt o aduce și El să ne împuternicească, ca din potențialul care îl avem să putem traduce până în caracterul nostru lucruri care aparțin lui Hristos și trupului său. Amin. Haideți să ne rugăm!